Astfel, nimic nu este mai important în viața unui stat decât bugetul. Adică acea lucrare oficială prin care se dă seama națiunii de câte sarcini bănești îi se impun pentru menținerea aparatului său public și cum anume se întrebuințează produsul dărilor sale. Se poate dar cu drept cuvânt considera că un mare progres realizat, progres mai ales în sensul constituțional al cuvântului, când o țară, în a cărei misterie a domnit până aici dezordinea, introduce regularitatea și ordinea în finanțele sale. În sensul acesta, țara făcuse în adevăr un progres însemnat după căderea Ministerului Radical de la 68. De la venirea și până la căderea Partidului Radical, bugetele cu încetul ajunseseră a fi considerate ca legile cele mai puțin importante.